Oameni buni, să vă dea Dumnezeu sănătate, suntem din nou împreună, pentru că din nou se întâmplă acum, din păcate, acum chiar se întâmplă și nu se întâmplă lucruri plăcute. Un nou atac terorist lovește în Europa. De data aceasta, capitala Suediei a fost locul în care, după un scenariu pe care toți deja îl știm și se repetă aproape halucinant, s-a consumat un moment tragic în biografia poporului suedez. Un nemernic la volanul unui autotren, unui camion de mare tonaj, în Stockholm, a intrat în plin în mulțime. La momentul în care am intrat în direct, presa suedeză anunța cu fermitate 3 morți și mulți răniți. Am luat legătura cu o cunoștință pe care o am în Malmö. Am dorit să intrăm în direct cu românca respectivă, nu poate pentru că are o problemă legată de slujbă, de locul ei de muncă, dar ce mi-a spus este că autoritățile suedeze, atunci când au făcut, după ce s-a întâmplat în Franța, după atacul de Crăciun de la Berlin, tot cu autotren, după toate această serie neagră care a zguduit Europa ultimilor 2 ani, de la Charlie Hebdo încoace, autoritățile suedeze, spuneam, își pregăteau cele mai mari contramăsuri și cele mai sigure planuri de contracarare, de gestionare a crizelor pentru zona Malmö, nici de cum pentru Stockholm. Lovitura în inima Suediei a fost dată chiar în capitală. N-am auzit, Alex? Da. Știu, telefoanele funcționează. Imediat, nu este un subiect pe care să luăm telefoane în România, deși românii probabil că și-ar dori și ei să comenteze subiectul acesta. Nu, Alex, o să luăm telefoane pe subiectele următoare. Ce vreau să vă spun este următorul lucru. Că acest subiect, legat cu tragedia din Franța, legat cu cea de la Londra, unde o româncă, Andreea, să-i dea Dumnezeu putere și sănătate, este victimă alături de alții, unii au și murit. Ea este într-o situație dramatică. Pe podul Westminster de la Londra, unde alt nemernic a intrat în oameni cu mașina, cu o mașină mică, cu o limuzină de data aceasta. Deci toată această serie de evenimente care au zguduit Europa ultimilor 2 ani, la B1 TV, într-un moment foarte apropiat după emisiunea asta, poate în acest weekend, poate imediat după aia, va fi un prilej de sinteză și analiză profundă, introspectivă, pentru că nu se mai poate. Suntem în prag de concedii, vine vara, și nu doar pentru români, vine vara pentru toți europenii. Și nu vorbeam cu cineva și vorbeam și noi în redacție azi, când toate televizoarele au trecut pe roșu și a explodat media europeană pe acest subiect, încotro ne mai luăm copiii de mână să mergem în concediu în această lume nebună, nebună, nebună. Da, aceasta este știrea cu care am început. Acum revenim la paginarea pe care o aveam înainte de această tragedie consumată la Stockholm. Paginarea emisiunii noastre începe cu un protest la St. George Bay. Aveți deja imagini în plasmă, oile și ciobanii din zona bistrițeană a St. George-ului. Cum? Da, Nicolae Traian la telefon. Imediat, Nicolae, imediat. Vă spuneam, oameni buni, aceste imagini sunt filmate astăzi, cu puține ore în urmă, în mijlocul orașului St. George Bay, în Bistrița. Protest major al ciobanilor care au intrat în litigiu grav cu primăria, cu primarul de acolo. Traiane, bună seara, ești în direct. Bună seara, bună ziua, cred că nu-i seara. Bună, Traiane, îți mulțumesc foarte mult că ai acceptat să vorbești. Avem imagini de acolo, de unde voi astăzi, ciobanii din zona St. George-ului, ați intrat cu oile, o parte din ele, că-s doar câteva sute, putea să mergeți cu câteva mii și sufocați orașul, ați intrat peste primari și peste autoritățile locale de acolo. De ce? În urmă, de anul trecut, în noiembrie, noi am solicitat să ne prelungească contractul de concesiune ca să putem intra la agromediu pe munți St. George-anilor. Așa. Oprește, Traiane, oprește sonorul televizorului, da? Da. Oprește-l de tot. Uite, în semn de solidaritate cu tine o să fac și eu un gest. Până oprești tu televizorul, fac și eu un gest. O secundă. Așa. Uite așa. Ca să vezi, dai drumul la bagă mama în direct. Iaca, Traiane, cum se solidarizează postul B1 TV cu tine și cu toți ciobanii necăjiți și cu toți fermierii necăjiți din România. Acum te ascult, îți place straița?
Îmi place, îți mulțumesc. Nu, arăt bine așa, arăta... Ha? E bine. Da, nu. Ok, hai, zi. De ce ați ajuns să mânați oile prin centrul orașului? Noi, în urmă, începând din luna noiembrie anul trecut, am solicitat să ni se prelungească un contract ca să putem lua banii de la Agromediu, de la Uniunea Europeană. Așa. Primăria St. George Bay deține 1600 de hectare de păsune alpină, prin care au Asociația Crescătorilor de Ovine și Capline, reprezentată prin Cristurean Leon, prin care și eu sunt membru acestei asociații, avem contract încă pe 2 ani și jumate. Și ne mai trebuie încă 2 ani jumate, prin care prin lege spune că încă jumătate din concesiunea care am avut-o se poate prelungi, pentru ca să putem lua sub Agromediu. Da, am înțeles, Traian, iar domnul primar nu vrea. Tu crezi, Traian, că există o mafie a concesionării pășunilor în România? Cred că da. La voi, în zona Bistriței, mafia asta funcționează? Da. La noi, până anul trecut, am avut un alt primar cu care ne-am înțeles în tot felul. Hai să nu o ducem... Nu vreau să o duc în politică, Traian. Vreau să te întreb două lucruri. Ce faceți voi cu... Voi acolo, în zona Bistriței, lâna de la oi, ce faceți cu ea? Cu subvenția? Nu, cu lâna, de tundeți oile, lâna, ce faceți cu ea? Lâna o am și de anul trecut, eu sunt deținător de circa 300 de oi, o am și de anul trecut depozitată într-o ușură, cum ducem noi, unde, într-o... Ți se pare normal să stai cu lâna în șură, să nu bată nimeni la ușa ta să-ți ceară să o ia pe bani? Nu e nimeni nici la un preț de nimic, la un leu 80 și n-am ne-o luat-o nici așa. De ce? Nu știu, n-avem contracte, n-avem, nu știu ce n-avem. Bun, a doua întrebare. Ce faceți voi acolo în zona Bistriței, ciobanii care aveți mii și mii și mii de oi, ce faceți cu laptele și cum procesați laptele și unde vindeți brânza? Brânza, la noi, eu unul cel puțin am vândut-o, că am făcut brânză de calitate, o vând în zonă. Dar noi am făcut o cabană în Lunca Mare, zicem, aici am făcut-o ca să facem un brand pentru brânza de St. George Bay. Așa. Fiindcă deținem cam în jur la 13.000 de oi. Așa. Acum primarul actual mi-a cerut ca să donăm tot patrimoniul asociației. Cui să donăm la primărie, să facă acolo din Tașea, să facă o casă de... Am de protocol înțeles. Al primăriei sau nu știu a cui. După protestul, ultima întrebare, Traianele, după protestul de azi, de la care avem imagini, după protestul ăsta, s-a rezolvat ceva în St. George? Nimic nu s-a rezolvat, am cerut să vie la consilieri, au venit toți consilierii de la PSD, de la... ăsta nu au venit. Da, bine, Traiane. De la PNL, consilierii primarului nu au vrut să vină. Bine, primarul, el face tot ce vrea, nu îi pune cât vreau îi de rădică mâna, cât nu rădică și gata. Acum că, bine, Traian, mulțumesc mult. Acum dau straița jos, o pun pe masă aici și o să vedeți de ce, că am un motiv. Am un motiv anume să pun cojocul acesta. Oba, îl punem acilea pe masă, îl lăsăm aici așa, trage un pic costele așa de el. Cu ocazia asta prezint și invitații, da? Alături de mine în platou, domnul Gheorghe Dauti, cel din dreapta ecranului cu părul un picuț mai alb, este un cioban, este un crescător de oi, este un lider spiritual, unul dintre liderii spirituale ai crescătorilor de oi de aici, din zona Bucureștiului și județelor limitrofe, și lângă el, Costel Caraș, unul dintre liderii crescătorilor de taurine. Bine ați venit, domnilor! Bine v-am găsit. Vă mulțumesc foarte mult. Primul subiect al emisiunii, oameni buni, nu este... Aduceți-mi fie foile alea, mersi mult. Deci primul subiect al emisiunii nu este legat de... Deci fie foile. Prietenii, mersi mult. Primul subiect, cum spuneam, al emisiunii nu este legat de activitatea ciobanilor sau crescătorilor de taurine. Primul subiect este legat de ceea ce ieri am promis, tot ce promitem în emisiunea asta, absolut tot ce promitem, facem. Ieri am promis în emisiunea pe care am avut-o
că vom aborda la solicitarea unui telespectator, la provocarea, mai bine zis, a unui telespectator, și subiectul pe care vi-l propun acum. Oameni buni, milioane de lumânări vor fi aprinse la vii și la morți, începând de mâine și până în Duminica Paștelui. Alte milioane de lumânări vor lumina în noaptea învierii Domnului nostru Iisus Hristos. Monopolul producerii și vânzărilor al lumânărilor este al bisericii. Nici iconițe cu chipurile sfinților, candele sau săculeți cu tămâie nu poate face nimeni, doar biserica. Biserica însă este o organizație non-profit, deci nu plătește niciun fel de impozit. Un preot din Dolj a declarat sub protecția anonimatului că Mitropolia Olteniei îi obligă pe preoți, atenție mare, oameni buni, Mitropolia Olteniei îi obligă pe preoți să vândă aproximativ 600 de grame de lumânări pe an fiecarei familii de enoriași din Oltenia. Dacă vă puteți imagina așa ceva, și am verificat, este real. Sarcina cea mai grea, spunea părintele, sub rezerva anonimatului, este pe umerii noștri, ai preoților. Trebuie noi, preoții, să-i convingem pe enoriași să cumpere 600 de grame de lumânări pe an pentru fiecare familie. Lumânările sunt produse de către fabrica Mitropoliei Oltenia. Are o fabrică de lumânări. Oamenii sunt săraci și nu-și permit să cumpere lumânări în valoare de 30 de lei. Pentru ei fiecare bănuț, spunea părintele, este important, iar eu nu-mi permit să impun nimănui absolut nimic. Anul acesta, oameni buni, și aici urmează știrea care pe mine m-a lăsat mască. Nu știu dacă o să vă lase și pe dumneavoastră. Anul acesta, oameni buni, nu mai putem merge la înviere, cel puțin în capitala Republicii, cu candelele acelea roșii, pe care o să le vedeți imediat. Nu. Nu mai avem voie cu candelele roșii, trebuie să mergem alea pe care le cumpăram fiecare de pe unde puteam, trebuie doar cu candela galbenă, binecuvântată de Patriarhie, care este bună pentru noaptea învierii. Costă 7 lei. O să vedeți că acest lucru costă 7 lei fix. Nu știu cât costă o candelă roșie, că ea depinde de locul de unde o cumperi, de mărimea ei, dacă e mai mică, dacă arde 3 ore, 5 ore, 10 ore. Candela despre care vorbim acum, candela galbenă, Alexia, bagă în ecran ca să le și vadă oamenii despre ce vorbim. Imediat o să vă arătăm, după ce îl vedeți pe Daniel, prea fericitul părinte patriarh, o să vă arăt imediat cele două modele. Candela cu care nu mai aveți ce căuta la înviere, în noaptea învierii, și candela originală, aprobată, repet, arde 60 de ore, este din parafină și din ulei de palmier, este iată-le pe ecran, iată-le, oameni buni. Cea din dreapta, aceasta, nu e bună. Nu e bună și niciuna care seamănă cu ea, indiferent ce are pe ea, chipul Maicii Domnului, Mântuitorul, indiferent de preț, de mărime, nu e bună. Așa, da, este candela galbenă, binecuvântată de Patriarhia Biserici, de Patriarhia României, costă 7 lei, se găsește la biserici, se găsește la lăcașurile de rugăciune din București, și scrie pe ea că reprezintă un ajutor. Cine cumpără asta reprezintă și un ajutor pentru Catedrala Mântuirii Neamului. Adică dacă... N-am cum să întreb, dar aș întreba, dacă vreau să merg la înviere, să iau lumină, lumina învierii Domnului, de ce sunt obligat să contribui la catedrală? Că poate nu-mi doresc, dar mă rog, asta e altă discuție, nu vreau să îmi pun eu punctul de vedere. O să vă spuneți voi, cei de acasă, punctul de vedere. Vă repet, în premieră la televizor, în premieră la AB1 TV, candela oficială, galbenă, frumoasă, costă 7 lei, zice că arde cei care o fabrică, biserica română, fabrica de candele a bisericii române, zice că arde 60 de ore. Asta roșie, care arde probabil tot 60 de ore, care are aceeași dimensiune, am ales de aceeași dimensiune, nu știu cât arde, nu costă niciun caz 7 lei și oricum ea e la rubrica așa nu. Cum comentați, domnul Dautic, domnul Caraș? Tudor, eu cred că este foarte grav ce se întâmplă. Nu poți să-i obligi pe oameni să cumpere din... Sunt obligați deja. Cel puțin în capitală nu prea ai voie la... nu te prea... Pe cum o să pună niște portării la biserică? Nu știu. Și, bă, tu ce ai, candelă roșie sau galbenă? Nu sau știu. Care? Certe că am rămas cu pe fiat când am auzit că este o candelă oficială. Dacă nu ești credința, nu se mai respectă. Mai spunem de altele, domnule. Dacă și la credință îi se pune barieră. La biserică se duce omul cu ce are, cu poate și ce are. Numai cu credința, cu asta am rămas în suflet. Cu altceva ce mai avem? Da. Nicola, bună seara, ești în direct. Bună seara.
Ia spune-mi în primul rând cum evaluezi povestea cu Candela și cum evaluezi poziția pe care o are Biserica Ortodoxă de multe ori în relația cu Enoriaș. Din păcate, de-a lungul timpului, anumite caste, ca să spunem așa, au fost înființate și scopul pentru care au fost înființate a fost denaturat. Biserica care ar trebui să ajute oamenii, în primul și în primul rând oamenii nevoiași, are foarte mare grijă pentru a-și asigura ea însăși ca instituție un trai mai mult decât decent. Nu cred că în trecut preoții aveau straile pe care le au cei din conducerea Bisericii Ortodoxe Române de astăzi. Nu cred că propovăduiau credința în Dumnezeu, în construcții, să le spunem, ca cele de astăzi, cu termofane, cu sonorizare, cu finixaje foarte scumpe. Iar ce am văzut eu la bunica mea, care era nepoată de preot, o vedeam că dimineața pe marginea patului se închina către icoană și mulțumea lui Dumnezeu și se ruga să o ajute. Bine, iartă-mă că te întreb, dar care e legătura cu subiectul nostru? E foarte frumos, ai aproape o prelegere, ești aproape, ții un curs de comportament în biserică. Dar eu te întreb pe tine, cum evaluezi candela pozitivă pe care le avem imagini? Candela galbenă pozitivă și candela roșie negativă, una. Și al doilea, cum e posibil, după părerea ta, dacă ai vreo părere, să ceri preoților să vândă o anumită cantitate de lumânări pe an fiecarei familii? Din păcate nu se cere doar vânzarea unei anumite cantități de lumânări. Lucrul acesta se extinde și pentru vinul provenit din Podgorile, adică aparținând Bisericii Ortodoxe Române. Adică în biserici se găsește vin de vânzare, îmbuteliat, etichetat, cu capișon, cu tot ce trebuie, o lungă perioadă de timp, neavând timbrul impus de codul fiscal. Între timp, codul fiscal modificându-se, iar vinul din magazin este acum nepurtător, să spunem, de timbru acela. Păi, dar a devenit aliment, dragul meu prieten. Nu mai are acciză, nu mai comportă acciză, pentru că a fost scos, este exceptat. Eu vă întreb cine modifică codul fiscal, dacă puteți să-mi spuneți. Clasa politică beneficiază? Da. Clasa politică beneficiază de un sprijin foarte mare din partea bisericii. Adică? Există foarte multe filmulețe în care preoții la slujbă îi îndeamnă pe enoriași cu cine să voteze. Lucru de altfel interzis de lege. Și atunci a fost mai ușor să dai jos timbru fiscal de pe sticlele din magazin decât să fiscalizezi vinul vândut în biserici. Mulțumesc foarte mult, a fost Nicola din București. Da, Costele? Adică un troc. Păi nu e un troc, e chiar un lucru, dacă e real, eu nu vreau să spun că e real sau nu mă bag, las telespectatorii și pe voi invitații să spuneți, dar dacă e real, e de o tristețe maximă să te duci în altar și în altar să propovăduiești politic o direcție sau alta. Stai puțin, Tudor, că nu e vorba după numai de altar. Preoții merg acasă la oameni cu aghiazma, cu foarte multe acțiuni și acolo să fac niște discuții. Nu trebuie neapărat să te urci în biserică la chestia asta. Deci eu cred că atâta vreme cât biserica are direcția asta și eu sunt uimit de treaba asta. Cum să îndrăznești să faci treaba asta cu candelele? Cum să le impui preoților de sus, de la conducere? Bă, dacă nu vin de 600 de grame de familie, pan. De pan, înseamnă că nu sunteți preoți, nu sunteți demn de parohia pe care o păstoriți și afară aducem pe alții care sunt în stare, că noi avem nevoie de bani. Deci este foarte grav ce se întâmplă. Domnul Daudi, cum vede subiectul? Eu am mai spus și puțin mai devreme, așa ceva nu mi-ar fi petrecut dacă aș trăi 600 de ani. De ce? Păi de ce? Pentru că dacă nici credința să nu mai avem și sau să ne oblige să cumpărăm atâtea lumânări, fiecare cât poate, cât îi dă buzunarul sau mai știu eu, fiecare familie după puterea lui. Eu așa văd.
Nu e, dar ai în alte locuri politice, ne mai vad, dar așa, dar și biserică, domnule. La dumneavoastră acolo în zonă, biserica, da. La țară, de unde sunteți? Da, da. Unde aveți stâna, în zona aia, biserica e mai mult afacere sau e mai mult ajutor? Din punct de vedere cu, că suntem credincioși, ne spunem că ajutor, dar nu pot să spun așa, nu știu ce să spun. Am înțeles. Nu pot, nu știu ce. Cu speranța că cineva e la telefon în direct. Fac, bună seara. Faci, faci o casă nouă. Bună faci seara, vă ascult. Vă ascult, sunteți în direct. Îți faci... Scuze-mă, scuzați-mă, domnul Dauti, n-am auzit ce a spus. N-am auzit ce a spus ultima oară, vorbeam. A, vorbeam tot de asta cu credința, cu biserica de la țară, oriunde la biserică, omul se duce să se roage, se duce de, și de bine și de rău. A, te duci la biserică, iei preotul, faci peștanie acasă, de exemplu, la mine, în seastă, la mine să faci acasă peștanie. Cât vă costă? Nu ne-a ciut niciodată, de fiecare, de, eu dau cât consider. Fiecare de cât vrea? Așa, eu așa știu. N-am auzit să fiu sincer până la vârsta asta ca cineva să spună că preotul i-a cerut. Bine, acum Tudor, tu faci o chestie care e corectă ziaristic, dar e foarte greu, tu care ești într-o relație specială cu parohia, cu preotul, să vii la o televiziune să spui că păi, a cerut atât. Dar eu știu ce fac chestia asta, pentru că un comunicat oficial... Adică e greu, Dauti, sau un comunicat... mie, dacă, bă, asta e o chestie, dar la nivel național, din ce am discutat eu, într-adevăr, există parohii extrem de restrictive, care dacă, spre exemplu, ți-a murit cineva în familie și trebuie să-l înmormântezi, te costă atât. Dacă la botez te costă atât. Nu poți să dai la cununie. Nu există o cât vrei. Există un tarif. Ori lucrurile sunt destul de complicate. Iar rădăcina răului stă în această simbioză la ora asta dintre politic și biserică, pentru că ei se protejează și se ajută. Noi vă ajutăm pe voi să luați puterea, voi ne ajutați pe noi să nu plătim taxe, să vindem candela galbenă și așa. Mulțumesc mult, Lala, ești în direct. Bună seara, în Sălaj. Alo? Bună seara, invitațiilor dumneavoastră, voastră, domnul Tudor Varbu. Să rămână. Te ascultăm. Am fost la Stocolom, unde am fost pe betonal, s-a intrat cu o mulțime camionala. Unde am fost în Stocolom. Pe betonal s-a întâmplat treaba. A, la Stockholm, pe pietonală. Da, nu înțelegeam. Multe. Da, corect, nu înțelegeam ce spui. Pe pietonală, da, într-o zonă foarte aglomerată și o zonă pietonală a intrat la cu camionul la Stockholm. În sfârșit am... Cea mai aglomerată lume, Stockholm. Da. Pietonală ala. Mersi mult de tot, mersi. Mersi mult. Mersi mult la Alexandria. Bună seara, sunteți în direct. Bună seara, domnule. Bună seara. Îmi cer scuze, numai puțin să dau televizorul încet. Despre ce e vorba? Am văzut ce rol are biserica într-o țară cum e Canada. Într-o țară cum e Canada, biserica cu ce se ocupă? Adună din magazine, din supermarketuri, alimente care sunt aproape de perioada de expirare și le donează persoanelor care au neapărat nevoie, nu la toată lumea, persoanelor care au neapărat nevoie, în raport de venitul, numărul de membri ai familiei, ăsta este un lucru extraordinar. Am înțeles. Așa ar trebui să procedeze biserica și la noi. Cum ți se pare faptul că în noaptea de înviere, cel puțin la nivelul capitalei, biserica impune o candelă care costă 7 lei, arde 60 de ore, e galbenă și le înlocuiește pe celelalte? Cred că este cea mai mare prostie posibilă. De ce? Pentru că nu toată lumea are acei 7 lei să ofere pe acea candelă și vine unul cu o lumânare din simt atât poate. Sunt oameni care nu poate dispune de acei 7 lei. Bine, acum vorba lui Costel Caraș, s-ar putea totuși să nu stea nimeni la poarta bisericii să poți să intri și cu lumânările cu care vii de acasă, că mă îndoiesc că te gonește preotul dacă n-ai lumânarea galbenă. Dar mie mi se pare o bizarerie faptul că se recomandă tuturor preoților parohi din București să vândă doar lumânarea aia galbenă pentru Catedrala Neamului. Nu, eu, punctul meu de vedere este că este cea mai mare prostie, nu toată lumea poate dispune de acei bani.
sunt persoane care dispune de mult mai mult. Am înțeles foarte, foarte bine punctul tău de vedere. Da, domnul Caraș. Faptul că ei gândesc o acțiune să adune niște bani pentru catedrală nu e rău, dar nu poți să impui. Aici este un amestec de relația ta spirituală cu biserica, cu Dumnezeu. Mi-ai introdus tu această candelă între mine și tine. Domnilor de la Patriarhie, faceți o greșeală foarte mare. Expuneți-le, povestiți-le oamenilor, domne, dacă le cumpărați banii ajung acolo, n-am nimic cu catedrala să strângă banii și în felul ăsta, dar nu, domne, roșii nu sunt bune, iar astea sunt sfințite. Deci bine, nu sunt, ba mai mult, binecuvântate. Sunt, astea sunt sfințite, sunt binecuvântate de ei, deci șansa de trecere a pragului înaintea lui Dumnezeu cu o problemă e mult mai mare, că le-am sfințit noi, le-am binecuvântat noi. Adică nu suntem chiar idioți să putem crede așa ceva. Dacă unii cred, vă spun că este un drum greșit în relația cu Dumnezeu. Nu o candelă și nu o sfințire dată de un om care are păcate la rândul lui, deschide niște uși. Ușa o deschidem noi cu sinceritatea noastră și cu rugăciunea noastră și, bineînțeles, cu ajutorul preotului, cu ajutorul pastorului, se poate întâmpla să fim mai inițiați în legătura asta cu Dumnezeu. Dar pentru numele lui Dumnezeu, hai să mergem toți cu candele roșii, care au totuși o simbolistică, le reprezintă, să zicem, sângele care a curs pe crucea Calvarului, nu? De ce nu? Corect. Nu aș vrea să văd nicio candelă galbenă. Nu, hai să nu. Hai să lăsăm pe oameni să decide. Eu spun ce vreau eu. Se decide oamenii. La Șimleul Silvaniei ești în direct. Bună seara, Magdalena. Da, bună seara. Bună. Aș vrea să spun, după opinia mea, este o falsă problemă. Eu sunt sigură că lumea va veni cu lumânări preponderent și cu ce își dorește fiecare. Faptul că la biserică s-ar putea să se găsească astfel de candele nu este o greșeală. O cumpără cine dorește. Așa ar fi bine. Cred că dumneavoastră, da, eu sunt sigură de asta, creați o falsă problemă și este păcat acum când ne apropiem de Paște să stârnim un sentiment de repulsie față de conducătorii bisericii. Asta vi se pare că fac, stârnesc o repulsie față de conducătorii bisericii? Da, pentru că nu silește nimeni pe nimeni. Iar chestia cu lumânările sau asta nu mi s-a spus niciodată și nimeni nu cumpără decât cât consideră el, să știți. Vă spun un lucru. Dacă vroiam cu adevărat să merg la nivel de documente și probatorii, vă aduceam documente emise la nivelul bisericii, în diverse paliere ale ei, ca să susțină ce spunea preotul din Dolj, că sunt obligați parohii să vândă o cantitate de lumânări fiecare familie anual. Eu sper ca biserica să intervină acum și să evite aceste lucruri. Cu tot dragul, abia aștept. Mai corect așa. Dacă biserica intervine, emisiunea... Vă rog. Pentru discuția de ieri cu deschisul mănăstirilor sau asta, să știți că mănăstirile trebuie să fie deschise pentru că oamenii merg acolo în disperați să-și rezolve probleme. Ar fi culmea să nu fie deschise. Dar cine a spus că nu sunt deschise? Pentru că sunt deschise, dar dumneavoastră spuneați ieri că știți că e deschis tot timpul și că lumea Păi asta spune și dumneavoastră, scumpă doamnă. Eu spuneam ieri... Să fie deschise, dar fiecare merge acolo cu o problemă. Păi asta spun și eu. Scumpă doamnă, eu spuneam exact așa cum bine mă citați ieri în emisiunea mea, că mănăstiri sunt deschise permanent. Deși cineva îmi spunea că sunt deschise numai lui. Mai ales că în Grecia nu sunt, decât unde sunt monumente istorice. Am înțeles. Nu există niciun călugăr. Pot să vă deranjez cu două întrebări? Care este părerea noastră despre relația dintre păstor și turmă, adică dintre preotul paroh și enoriași în România de azi? Păi, de duhovnic. Am înțeles. Asta ar trebui să fie relația. Și că vine înțeles. Ajutorul creștinului. Am înțeles. Să vină nu ajutorul... Nu se impună nici politic și nici material, nimic. S-au implicat preoții în politică în România ultimilor 27 de ani? Eu nu știu, la noi nu s-au implicat. La dumneavoastră nu. La dumneavoastră preoții, când moare cineva,
se duce să slujească dacă ăla n-are bani și e mai necăjit? Da, au făcut gratuit. Da, sunt persoane sărace care n-ar avea nici cum să prezintă. Am înțeles. Bine, mă bucur foarte tare. Abia aștept un punct de vedere oficial al bisericii, da, pentru că... Succes la emisiune, dar invitați pe cineva din partea bisericii. Vă să fiți convinsă că a fost între primele lucruri pe care le-am făcut. Da. Biserica însă are larghețea de a refuza sau de a nu refuza? Eu sper să nu refuze, pentru că e important. Da, eu vă întreb, în privința candelei despre care am vorbit, care este poziția nefirească a emisiunii astea? Candela aceea, galbenă... Da. Impune, domnule. N-a spus nimeni că impune. Nu. Nu îmi puneți în gură vorbe pe care nu le-am rostit. Am spus că este candela oficială a Patriarhiei, este binecuvântată și este recomandată. Am folosit verbul, este recomandată. Da, recomandată, dar nimeni dar de ce, nu dar de ce să fie recomandată. Dar de ce să fie recomandată, scumpă doamnă? Pentru că ar fi unica manieră de a contribui la Catedrala Neamului. Da. Catedrala Neamului a fost o construcție pe care enoriașii și-au dorit-o? Da. De este unde știți? Dorită de pe vremea regilor. De unde și știți? Am văzut și actele respective și ar fi cazul să comemorăm. Vă rog frumos să ne trimiteți și nouă la B1 actele prin care poporul român sau cine considerați dumneavoastră, depinde de perioadă, și-a dorit construcția catedralei. Că eu nu știu. Da, uitați-vă, eu m-am uitat la televizor și a venit un profesor teolog, da, de la București, care, da, a prezentat actele prin care regele Carol și Ferdinand au cerut această catedrală și au lăsat și bani în buget. Imediat. Care bani în buget n-au mai parvenit bisericii din cauza războaielor. Am înțeles. Vreau să vă spun ceva, dacă tot păstrăm dialogul ăsta și îmi place. Regele Carol al II-lea a avut o problemă medicală și s-a dus la spitalul Colentina, București, să se trateze. I-a plăcut atât de tare majestății sale cum a fost tratat în spitalul Colentina din București, încât din banii domniei sale, a majestății regelui României Carol al II-lea, s-a mai făcut un corp de spital. Adică a zis, bă, atât de bine m-am simțit, încât mai faceți un spital la Colentina, da? Vă întreb. Da! Ok, bă, asta e, aia e perioada pe care mi-o invocați mie, perioada... E vorba de Carol I și... Păi nu, dar stați un pic, regii au construit și spitale și au ctitorit și biserici, numai că acum vă spun, în capitala Republicii, nu știu din ce zonă sunteți noastră, din Sălaj, în capitala Republicii, cu banii Catedralei Mântuirii Neamului, se pot moderniza, cred, toate spitalele de toate specialitățile ale Bucureștiului. Dar știți care-i treaba? Nu știu. Conducătorii Bucureștiului, cu doamna Firea în frunte, niciodată n-ar da banii ăștia pentru spitale. Păi de... să fie foarte clar. Păi a dat 15 milioane de lei pentru biserică. Poftim? Pentru biserica... Da, asta e. Pentru catedrală s-au aprobat 15 milioane de lei anul ăsta. Nu biserica a impus primăriei, ci pur și simplu primăria așa a dorit. Dacă erați dumneavoastră primar al capitalei, că vă văd o femeie și cu suflet și cu minte, dacă erați primarul capitalei și aveați 15 milioane de lei, adică 150 de miliarde, le dădeați la spitalele pentru copii sau pentru adulți sau le dădeați la catedrală? Împărțeam. Pe ce criterii? Pe criteriu că omul are nevoie de Dumnezeu. Așa. Și o să rămânem în momentul în care nația noastră va fi din ce în ce mai puțin creștină, va dispărea în cadrul Europei. Foarte tare. Ați văzut dacă ați urmări știrile că la Londra fabrica de ouă din alea Kinder au scos cuvântul Paște. Deși și premierul Angliei a protestat, ei au rămas pe poziție și au zis să nu jignească celelalte nații. Doamna deci Magdalena, dacă o să ajungem așa, va fi foarte rău. Doamna Magdalena, am și o mică întrebare. Dumneavoastră, credeți că această credință creștină se dezvoltă în inima omului construind catedrale imense care costă este sute unica, de milioane? Este unica. Nu, lăsați unica, eu mă refer la credința mea va crește în momentul în care văd că
preoții, pastorii se implică în societate. A fost un om adineaori și a spus că în Canada se colectează alimente, se duc la familiile nevoiașe. Când vezi un om că vine și îți întinde o mână, îți crește credința în Dumnezeu. Uite, mă, există Dumnezeu, că oamenii ăștia prin Duhul Domnului fac treaba asta, dar când clopotul principal al catedralei costă o jumătate de milion de euro. Dumneavoastră nu cunoașteți caritățile ale bisericii care se implică și pe plan sanitar și a copiilor și a bătrânilor și le oferă condiții deosebite, dar este începutul, pentru că pe timpul comunismului n-a avut voie biserica să se implice. Pot să vă întreb, înainte să merg la Vasile, pe care îl și salut, așteaptă săracul la telefon de foarte mult timp, pot să vă întreb dacă prin prezența dumneavoastră din Sălaj la telefon biserica a fost sau nu reprezentată în emisiunea mea? Eu așa cred. Să vă dea Dumnezeu sănătate. Mulțumesc foarte mult și eu cred la fel. Revedere. Sărut mâna. Vasile, ești în direct. Bună seara, domnul Bagu. Bună seara. Felicitări pentru emisiune. Mulțumesc. Și vă spun asta pentru că e o temă foarte sensibilă și pentru noi, și pentru tot poporul român. Mai ales în preajma sărbătorilor de Paște. Mare dreptate aveți când spuneți de preoți că au fost, hai să folosesc un termen așa mai frumos, forțați să adune sume uriașe de bani pentru această catedrală a neamului. Ce a făcut poporul grec în momentul când Grecia era într-o situație foarte grea financiară? Și au adunat banii, averile și tot aurul din Grecia și au scos țara din groapa în care erau. Așa cât au putut să scoată. Noi am reușit să începem această biserică care înghite foarte mulți bani. Asta este problema. Și din cauza asta preoții se străduiesc și toată lumea se străduiește fără bani să încercăm să facem ceva. Da. Mulțumesc mult, Vasile. Luăm câteva minute, puține minute de publicitate. Sunați-vă și prietenii și vecinii și rudele după publicitate. Celebrul anunț de conspirarea afacerii MOV în România se va transforma în realitate. A venit momentul pe care vi l-am promis, oameni buni, operațiunea MOV de Paști, miel, ouă și vin, o operațiune care începând din anii 50-60 este, cum să zic, literă de lege atunci când se apropie Sfintele Paști. Oamenii aleargă să cumpere vin, să cumpere miel, să cumpere ouă. În următoarele zile, stimați spectatori, românii vor cumpăra, vor vopsi și vor mânca peste 150 de milioane de ouă, pentru care vor plăti circa 15 milioane de euro. 70 de milioane de ouă le vor cumpăra din magazin și 80 de milioane vor fi cumpărate, după estimări, de la țărani. Atenție mare, români, atenție mare, înaintea sărbătorilor de iarnă. Deci anul trecut, în octombrie-noiembrie, ANSVSA a confiscat și a distrus 1 milion de ouă, iar o jumătate de milion, 500 de mii de ouă, care conțineau salmonela și erau un pericol pentru sănătatea publică, au fost reexpediate de către ANSVSA sau la ordinul ANSVSA în țara de origine. Dacă vorbeam astăzi cu cineva de la ANSVSA care era perfect de acord cu mine, dacă această nenorocire a fost constatată de agenții statului român de Crăciun, când regele e porc, nu este regină găina, e regele porc și au fost 1,5 milioane de ouă complet aiurea, 1 milion distruse, iar 500 de mii trimise la măsa acasă de unde au venit, vă puteți imagina cam ce colcăie pe piața României de Paști. Acum, în următoarele zile, mâine, poi, mâine sunt florile, vine săptămâna patimilor și pe urmă ne apucăm să cumpărăm și în Joia Mare să vopsim și apoi în Duminica Paștelui să ciocnim în noaptea de Paști, să ciocnim ouăle învierii. 150 de milioane de ouă. Dacă păstrăm proporțiile și facem niște calcule, domnule Caraș, domnule Dauti, dacă facem niște calcule estimative, dacă de Crăciun 1,5 milioane, asta numai ce a depistat ANSVSA-ul și săracii n-au putut să le depisteze pe toate, vă puteți imagina că acum bate undeva la 4-5 milioane de ouă complet aiurea care circulă pe piață. Cum e, domnul Caraș? Ce tragedie bate la ușa românului? Bun, acum nu putem să aplicăm regula de trei simplă, dar este adevărat că de sărbători cantități foarte mari de marfă care n-a reușit să fie vândută este scoasă la vânzare.
E adevărat, trebuie mare atenție și instituțiile statului bine fac, verifică, controlează și găsesc lucrurile în neregulă. În orice caz, este foarte important să cumpărăm cu atenție, să fim foarte atenți de unde cumpărăm, pentru că primii paznici ai noștri și eu... Suntem noi înșine. Suntem noi înșine. Noi avem chiar obligația. Să avem grijă de copiii noștri, de noi înșine, să nu ajungem la spital și după aia să spunem... Ia, o să încercăm să luăm legătura telefonic și cu liderul medicilor veterinari din București. Mergem imediat în Elveția, Alex. L-am rugat pe cel care conduce Colegiul Medicilor Veterinari să intre în direct. Mi-a spus că intră, o să-l caute Alex. Am promisiunea și celui care conduce Uniunea Națională a Crescătorilor de Păsări, domnul Van, că va intra în direct. Deci avem acum un telefon în Elveția, dar după aia ne întoarcem să vorbim și cu cei care, împreună cu tine, Costel, și cu Ghiță, cu ciobanul Ghiță, să vă povestesc după aia cu ciobanul Ghiță, este extraordinar de tare. Dar după telefonul din Elveția, bună seara! Bună seara, domnul Barbu! Bună, Diana! În primul rând aș vrea să spun două cuvinte apropo de prima dumneavoastră problemă, apropo de biserică și de acea lumânare galbenă. Da. Eu cred că este o demență. A ajuns biserica să fie întreprindere în România și asta este o chestie pe care oamenii sunt convinși că o detestă, dar nu au ce face. Este aberant. Am înțeles. În primul rând că biserica e făcută pentru oameni care au nevoie de ajutor, în primul rând, că este material, că este spiritual, este un lăcaș în care oamenii trebuie să vină cu sufletul deschis și nu stresați că au sau n-au bani. Am înțeles. Acum la subiectul cu paștele, ouăle, vinul, mielul. Eu nu sunt de acord cu tăierea mieilor, dar mă rog, da, fiindcă este o tradiție, pentru că și Dumnezeu spune că noi suntem, El este păstorul și noi suntem miei, atunci ce facem? Ne omorâm de singuri? Ce facem? Plus că eu sunt o mare apărătoare a animalelor. Deci stai așa puțin, fată dragă, stai un pic. Neaghiță, de ce să sacrifică domnul miei de Paști? Pentru că tradiția românească... Dacă nu ți mănânci de Crăciun sarmale și de Paște nu mănânci miel, numai atunci asta e singura credință care o are românul. Ia zi, Costele, de ce se sacrifică mielul de Paște? Mielul de Paște se sacrifică pentru că e ca o aducere aminte de momentul în care au scăpat evrei din Egipt. Atunci mielul se pregătea într-un anumit fel, se ungeau ușii ca îngerul morții care trebuia să vină și să omoare întâi născuți a egiptenilor, îngerul să vadă semnul sângelui și ulterior a intervenit sângele lui Hristos care spală păcatele noastre și de aici e similitudinea, ca să știți, fraților, de ce... respect și este o masă deosebită de Paști și vă recomand să puneți cu nu, o sfială. Pe ecran nu e ciobanul 3 puncte, e ciobanul Ghiță, ne învață, da? Ciobanul Ghiță. Vorbeam cu colega mea care e la mașinuță. Ceea ce a spus doamna, că nu-i de acord să se sacrifice miei. Atunci acum mâncăm vii? Da, doamnă. Nu se poate, dar s-a lăsat de la Dumnezeu să sacrifică miel de Paște. Pot de Crăciun. Asta este părerea dumneavoastră. Eu o respect. Doamne, n-am inventat-o noi. Așa s-a pomenit din 100 milioane de ani. Nu sunt de acord. N-am scos-o noi oieri să tăiem el de Paște. Bine, este părerea dumneavoastră. Eu o respect. Numai că acum... Eu de când sunt mică nu am mâncat niciodată și nu am fost de acord. De când eram mică... Probabil că nu mâncați carne de miel. Să vă dea Dumnezeu sănătate. E bine și cu vegetarieni. Acum să știți că poporul român din care faceți parte, chiar dacă trăiți în Elveția, mănâncă miel de Paște. Da, eu știu, dar eu nu sunt vegetarian. Dar mâncați pui? Da. Păi și de ce am tăiat pui și să nu tăiem miei? Adică, da, mi se pare... Da. Știți, tatăl meu când eram eu mică, spunea, apropo de persoanele care nu vor să mănânce, și spuneau că nu, atunci nu trebuie să mănânci carne sau pește sau, mă rog, dar, mă rog, asta este o problemă care ține de fiecare om cu... Eu nu sunt de acord dacă asta e tradiția. Stimată doamnă, am înțeles. Puteți să spuneți că trăiți în afara României. Puteți să spuneți o țară unde nu se sacrifică miei de Paște? Eu nu știu.
Nu, nu, dar eu nu am absolut nimic. Nu vrea femeia, mă, acum lăsați femeia, mă, să băi, băiat, bravo, bine că nu sacrifici. În orice caz, sunteți o iubitoare de animale, înseamnă mielul este un animal cu totul și cu totul special. Doamna, nu mănâncă produse de oaie. Eu am un văr primar, mi-aș dori foarte tare, noi nu închidem telefonul, nu închidem telefonul nimănui. Mi-aș dori ca astăzi, în schimb, să reușească să intre mai mulți oameni în direct cu noi, dacilii și în țară, nu din Elveția, unde nu vă paște niciun pericol cu salmonela, la unde nu aveți un milion... Păi 500 de mii, de, o jumătate de milion au fost trimise, nu dau țara că n-are rost. Dar salmonela nouă a venit de afară, n-am avut-o noi în România, n-a fost depistată la ouăle românești. Ai precizat la început Tudor Barbu și vreau să fie foarte clar. Salmonela a fost depistată în ouăle aduse din Polonia și ele au fost returnate în Polonia. Foarte corect, da. Foarte corect. Și vreau să vă mai spun ceva. Bulgaria și Polonia, și vă spun din surse absolut sigure, pe care, uite, și Costel văd că le știe, Bulgaria și Polonia aduc pe linia traficanților, este absolut trafic, aduc în România containere pline, multe, multe cu ouă. Autoritățile române n-au niciun fel de grijă să protejeze economia națională și fermierii noștri. Ai noștri săraci abia își duc caroseria, abia își trag caroseria cu ouăle și găinile pe care le fac. De ce? Pentru că ei îi sufocă cu ouă nemarcate, ținute în frigidere mari, în depozite frigorifice aproape la congelare, dacă nu chiar congelate, și apoi decongelate, ștanțate și vândute în comerț. Nu e poveste. Domnul Barbu, da? România eu cred că are suficiente ouă ca să nu trebuiască să importe. Și asta ține de, în primul rând, de un ajutor pe care ar trebui să-l dea producătorilor de ouă în România, nu să importe. Diana, România nu mai face ce vrea ea. România face ce vrea supermarketul, pentru că supermarketul e mai puternic decât România. El, dacă vrea să aducă ouă din Polonia sau din Elveția sau de unde dorești, de unde doresc ei, unde le iese business-ul mai bun sau au anumite interese, că nu e numai business, sunt și niște interese politice și de altă mulțumesc mult în Elveția, mulțumesc mult în Elveția, mulțumesc mult, Costel Ghiță, vreau să povestesc înainte de publicitate, imediat, Ghiță. Deci, povestea cu Ghiță Ciobanu, vorbeam cu producătorul meu, merg și eu lângă Ghiță în cadru ca să vi-l arăt așa împreună, și îmi zice Costel Caraș, băi, Tudore a acceptat Ciobanul, prietenul meu, liderul ăla spiritual al ciobanilor de Pacilea de pe lângă București, a acceptat să vină la tine la emisiune, el nu prea vine, e un macedon extrem de dur, de bărbățos, dar armân de origine, Armân, da. Nu? Armân. Zic bine? Foarte bine. Bravo. Și eu îi spuneam lui Alex, producătorului, băi, cum ar fi, cât de frumos ar fi să scriem pe burtieră jos pe galben, Ciobanul Ghiță, ce scrie acum, uitați-vă pe banda galbenă, Ciobanul Ghiță ne va învăța în direct cum și de unde să ne luăm ei ca să fie în regulă. Alex, abă, cum să-l cheme Ghiță? Cum, Alex, cum să-l cheme, mă, Ghiță, când sunt o grămadă de nume? O să-l cheme Victor, o să-l cheme Traian, o să-l cheme... Vreau să vă spun ceva, ca să vedeți că Bunuțu e mare și are lucrările lui. Și am câștigat pariul cu producătorul meu. Cum te cheamă? Daoti Gheorghe, Ghiță mi se spune. Ghiță mi se spune, publicitate și revenim. Ne-am întors în direct, un văcar și un cioban, Costel Caraș și Gheorghe Daoti, în platou alături de noi, doi oameni care în zona lor de lucru, în Taurine și Novine, sunt doi lideri în plan național. Îmi povestea în pauză Nea Ghiță Daoti cum a fost el plecat până în Irlanda și cum a văzut acolo, făcând parte dintr-o delegație de agricultori români, cum a văzut el, cum arată abatoarele ălora, ce minunății, minione, eficiente, și cum în perioada aia abatoarele din România erau puse pe butuș și distruse, ca să vedeți. O să discutăm. Iată ceea ce v-am și promis, vedeți, da? Operațiunea MOV de Paști, miel, vin, ouă, miel, ouă, vin, da? Este acum deconspirată. O să încep direct și abrupt. Nea Ghiță, zile oamenilor, cum să identifice, de unde să identifice și cam cât să dea pe kilo de carne de miel ca să fie în regulă la masa creștinului? O să vă răspund, dar la început am făcut văcar și ciobani. Acum ni se spune fermieri. Am, cer scuze. Păi, doi fermieri, unul ciobani și unul văcar. Toată viața ni s-a spus cioban și văcare. Acum ne spune fermieri. Îți acceptăm scuzele, Barbu. Da, bine, doi fermieri, unul care crește oi și în termenii populari se numește cioban, și un fermier care crește taurine Holstein, dar în termeni populari se cheamă văcar. Îmi cer scuze, da, doi fermieri. Da. Zi, Nea Ghiță, iartă-mă.
Vorbim pentru mei de Paște. Da. Bun. Să știți dumneavoastră că mei sunt destui în România. Așa. Mei sunt destui. Puterea de, cumpărare este foarte slabă. Păi cu așa începem să atenuăm altă emisiune, gata, închidem, punem. Păi, nu închidem, nu închidem, da să spun. Da să spun. Una și a doua, o problemă cea mai importantă, ne obligă pe toți oierii să facem tăierea numai până abatoare. Care abatoare? Și în România eu știu numai trei abatoare, știu eu. Unul la Slobozia, la Alexandria și undeva pe la Cuie Doara, nu știu, mai este unul. Că abatorul din București, care era și fiecare oraș avea abator, de la Vina. De la Vina. L-au distrus. Cine vrea să vadă, să vină să vadă, a rămas numai zidurile. Tot, și facă de mezeanu, dar lui Biala toate s-au ales praful. Cum și voi acum n-aveți voie să sacrificați mii decât la abator? Până la urmă le-am mai dat voie să tăiem și fermă unde avem. Dar cu bici, toate când se vorbește cu medice veterinari, la liceveaul lui, să fie pe la bătoare, să fie așa. Noi, dom'le, eu știu unui om așa, eu îți creez condiții și când te-am prins că ai tăiat alăturea, atunci îți dau o amendă să ți minte cât doi trăi. Se duce omul care nu-i cam a ta cunoscător, așa. Sau cum e Costel. Mă duc eu, care nu mă pricep, eu la mine toți, da. Miei sunt la fel. Frumușei, drăguți, nici nu-mi vine să-i mănânc când mă gândesc cum arată în carne și oase. Spune și mie, ce sfaturile dai că le-am promis oamenilor că desecretizăm operațiunea și le spunem românilor cum să aleagă un miel să fie sigur că e bun? Care semnele? O să vă spun cum se vedeau miei până în 1989. Iasă. Părinții mei aveau stâna de oi în lacul Văcărești. Uh-huh. Nu exista parc din București, în afară de Calea Victoriei, să nu fie câte o turmă de oi. Și să tăia, că venea săptămână mare de Paște, să venea lumea cu copiii de mână, și că tăi miei, mi-l tai pe ăla, mângâia miei, nu se punea problemă să tăiai până la abatoare. Venea turma de oi, oameni care mai de vârstă și ține minte, la calele obor, nu era platou de afară de tarabe. Era platou, tot erau gol. Și venea cu turma de oi, puneam 50 de oi și 500 de mei. Și veneau oameni și tăiam acolo. Deci, alegerea cea mai bună, da. Dacă nu ești milos și nu poți să suporți momentul, este să te duci la turmă, să te uiți la miel, îl vezi că e mai vioi, îl vezi că are viață în el, că nu e căzut, terminat, și îl vreau pe ăla, că îmi place, mă aranjează greutatea lui, pentru că noi suntem o familie de 4-5-5 și ăla de 7 kg. Da, domnule, omul vine și spune, domnule, vreau un miel la 10-11 kg sau 12, care e mai mare, și vreau unul de 14, și noi îl apreciem, noi că oierii. Avem puțină experiență. Ăsta are, se place, da. Vine cu copilul, să vadă copilul meu, să vadă păsările pe curte. Așa vin, da. Vin la mine la fermă de 10 de ani. Viu, Neaghiță, mielul viu poate avea boli ascunse pe care ăla când îl cumpără. Nu să există, nu le... mielul nu e ca porcul, să aibă tichinos, nu există așa. Tudor Barbu, toate exploatațiile agricole din România sunt monitorizate zi și noapte. Noi facem analize și ei și noi facem analize permanent și orice boală apare este automat, imediat depistată și să iau măsuri de carantină, să bagă în care, să izolează, să interzice vânzarea și așa mai departe. Bun, deci, astea sunt... De preferat ar fi să-ți alegi mielul viu, înțeleg. Nu, da. Să-l alegi când e viu, cel da, mai bine așa. Da, am înțeles, am înțeles că în piețe și am și văzut la... Am un prieten la tine acolo, la Popești de Ordeni, pe domnul George cu terenul. Și să organizați... în piață un fel de expoziție și deci oamenii la capăt acolo la Darubiana. Așa la capăt la Darubiana. Cum le spune, mai sunt mai există treaba asta? Ei sunt acolo, da. Nu, dar zic că mai dă voie anul ăsta în piață să mai practică treaba asta. Sudului. Da. Da, am format un țărcuș acolo și acum cape patru oieri cape acolo. Atât, restul ce le face? Unde e? Bun. Se deschide acolo un centru și se sacrifică acolo. A făcut o cameră, zic că e abator. Omul și-l alege din țărcuș, măcelarul lea și îl taie. El duce în locul chipurile special amenajat și îl taie. Da. Da, da. Bun, acum eu am văzut, există un ordin al președintelui ANSVSA-ului 140, că se vor să permite organizarea în fermă a unui punct de tăiere. Deci legislația ar fi. Problema e că nimeni... Și de când se spune așa? Păi nu există acum, spun sigur că m-am interesat. Problema e că sunt niște costuri destul de ridicate. De să spune, domnule, nu mă duc la unul care are 50 de oi pentru că îl dă mie numai la neamurile lui într-un sat.
Dar mă duc la unul care are 1000 sau 500 de oi, 2000 sau mai știu eu ce. Ghiță, da. Ei, mai la București, zi unde să după Ghiță, că voi vorbiți așa, stau și vă ascult, v-am lăsat. București are 2 milioane de suflete, e cât o țară, e cât Slovenia. De unde să-și ia bucureșteanul miel, să fie și el sigur? Pentru că el trebuie să ducă la supermarket. Acolo mielul nu e viu, nu e cu măsa cu oaia după el. Da, da, și eu vă rog să le spuneți oamenilor, dacă știți, la ce să fie, băi Ghiță, la ce să fie omul atent? Când se duce să-și ia mielul, la ce să fie el atent? La culoare, la ochiul mielului alb? Vă spun eu, dacă se duce în fermă, și le alege, se uite la unul și zic, vă, ăsta are 10-12 kg, da, ăsta mi-l tai mie, unul. Neghiță, dar voi, la piață, răspund și la a doua întrebare. La piață, toate piețele din toată așa. România, acum vorbim de două piețe mari în București, Cali Leobor și Matache. Așa. Acolo să iei, trebuie să fie mielul ștampilat. Deci să fie atent la mielul, să fie ștampilat. Să fie ștampilat. Ca să fie ștampilat, trebuie să-l ia întreg. Nu, hai să vă spun. Câte ștampile are, mă, pe el? Poate să pună, dacă sunt carcase. Ștampile de la doctor veterinar. Câte ștampile are un miel pe el? Bă, două, numai pe pulpa din spate și... Și dacă vine unul și cumpără pulpa din spate, nu cumpără și ștampila? Nu, domnule, se pune pe patru, are așa, două deci pulpe și două spete. Așa, bravo. Deci să nu cumpere miel neștampilat. Așa, pentru că s-au... Eu spun ce am văzut la televizor. S-au spus la televizor, din urmă, că s-a mândut și carne de câine în loc de miel. Aia, știu povestea cu miei care lucră. Mariana, ești în direct, bună seara. Așa, ce-s mai bine ca noi. Bună seara. Bună. Bună seara, oameni buni, români adevărați. Dumneavoastră, domnul Barbu și invitațiilor dumneavoastră. Domnul Barbu, vorbesc cu sufletul pentru că vorbesc de Lumina Sfântă. Mă refer la prima parte a emisiunii. Despre candela galbenă, dacă o luăm de la biserică, ni se dă bon fiscal, ca să nu fie evaziune fiscală? Nu mă mai pune, Mariana, să răspund, că iar îmi sar în cap. Păi nu, răspunsul vi-l dau eu. Nu vi se dă niciun bon fiscal, pentru că nu vi se dă. E pur și simplu evaziune fiscală, e o afacere, domnul Barbu, așa ceva. Doamnă... Am 62 de ani și n-am... Îmi vine să cred că sunt culori politice aceste candele învelite în culori politice. De ce nu sunt în alb, ca să luăm o lumină pură? Da, și e galben, au fost roșu, galben. Da. De ce? Mariana, în culori politice? Da. Hai să mai dăm, Alex, mai dă o dată candele ca să știe lumea, mai bagă-le inegală candele să le vadă lumea. Imediat, da, e subiectul cu miei, ouăle și astea, dar îmi spune și în mod firesc, îmi spune și echipa de producție, m-am gândit și eu, sunt foarte mulți oameni care sună pe tema anterioară, pe tema bisericilor, pe tema bisericilor și pe tema apropierii Paștelui sub aspectul... Lumina Sfântă, de când știu, ar trebui gratuită, domnul Barbu, pentru că este ceva divin, e ceva divin. Mariana, bani nu ți-a pe lumină, ți-a pe lumânarea care întreține lumina. Lumânare, eu merg cu ea de acasă, nu trebuie să-mi ia biserica bani, să-mi dea Lumina Sfântă doar. Este o afacere total necorectă, nu poți să spui, domne, chiar dacă nu te obligă să pui două obiecte în fața unui om, să spui, ăsta e binecuvântat, ăsta este o aiureală, ia-l pe ăsta că e binecuvântat. Îmi pare rău că spun ceea ce spun acum. Biserica e privatizată. Din păcate nu ne-a demonstrat media sau televiziunile, dar uite că se dovedește că biserica noastră românească e privatizată în tot ce face. Bine, mersi mult de tot. Uitați cum facem, oameni buni, că am avut două subiecte. Noi ne-am gândit să facem o parte cu biserica, închis, o parte cu biserica și o parte cu acțiunea MOV, miel, ouă, vin. Acum facem așa. O să fie greu pentru producție, dar am cea mai bună echipă de producători, fapt pentru care mi-asum riscul. Telefoanele sunt deschise, pe ce subiect, cine vrea să-l întrebe pe Ciobanul Ghiță sau pe Costel probleme legate de ouă, o să avem și telefoane legate de ouă pe care le-am și antamat eu cu medic veterinar și cu șeful Uniunii Crescătorilor de Păsări. Repet, mai avem aproape 40 de minute de emisiune. Ce vrea românul? Voi hotărâți. Că vorbim de ouă, miel, vin, paște, că vorbim de lumânări și biserică. Deci funcție de telefon, Costele, pentru că nu poți să... Eu aș spune așa.
De ce să pui numai o singură culoare de lumânare? Faci o lumânare, să zicem, de 10 lei, mai faci una, faci... Mâna ne-a zăpăcit și pe noi de cap treaba asta cu lumânările. Bă, lăsați-ne cu lumânările astea, că am înțeles, știm foarte bine ce înseamnă lumânările. Băi, tu le spui ce vor să audă ei, ei hotărăsc. Nu, eu mă refeream uite, la noi că... Nicolae, bă, hai să lămurim o treabă. Miei, ouă și vin, așa? Se poate cumpăra în mare siguranță din orice magazin din România și din orice galantar din România. Ele sunt supravegheate sanitar veterinar, sunt supravegheate de autoritățile statului și nu sunt nenorociri. Sunt produse foarte bune. Problema e să cumpărăm din zone unde nu există control, după șanț, din parcarea nu știu care și așa mai departe. Nicolae, ești în direct, te ascult. Bună seara! Bună seara, domnule. Ascultați, de exemplu, la noi, când noi, eu sunt fermier și când vreau să mă duc la doctorul veterinar să-mi apelez ceva pe... De exemplu, la trotare. Eu când mă duc să-mi dea trotare, îi dau banii și el pe trotare mie nu-mi dă... Nu-mi dă asta, nu-mi dă factură sau asta. El face evaziune fiscală. Ia ziceți, domnule. Cine face pe fiscală? După ce, stai că n-am înțeles, cu ce te duci? Eu îți mă duc să iau trotare pentru miel. Și ei nu-mi dă bon fiscal. Deci, trotarele sunt... Că alea cercelul și ea de cercelul și ea galben care se pun. Așa, păi v-a întrebat omul, răspundeți. Să-i răspund omului. Orice oier care 50 de oi, care 5.000, care 100 sau 200... Miei când se nasc, vine doctorul veterinar, fiecare oier este înregistrat la un doctor veterinar. Da. Și le pune clotrarii la miei. Alea, în momentul când miei se sacrifică, că, în fermă, că, în abator, clotrarii se adună și le dai medicul ca să te scadă. Nu, Ghiță, o să vină carnea de miei la într-o piață și clotrarii la ureche. Păi nu mai are lucru, întrebarea lui Nicolae a fost foarte clară. Când medicul vine, îți ia niște bani, îți dă o chitanță, o factură, ceva, da, faptul că ți-a prestat serviciu. Da. Auzi, Nicolae, dacă la tine s-a întâmplat, înseamnă că nu e regulă. De unde este domnul Nicolae? Din ce județ? Din Constanța e. Oier din Constanța. Din Constanța? Da. Ce comună? Am 40 de oi, n-am mult. Ce comună? Ce comună? Că și eu sunt dobrogean. Comuna Griliciu, județ Constanța. Cum? Comuna Griliciu, județ Constanța. Eu sunt din comuna Săcere, dacă s-a auzit. Da, pentru că Hagi mai auzit de unii Hagi din comuna Săcele. Da, alt telefon, mulțumesc mult, Nicolae, mergem mai departe, n-avem deocamdată. Da, zi, Costel. Deci, să fie clar, orice lucru făcut pe lumea asta, sigur că necesită hârtie, nu poți altfel. Nu e unde nu cineva îți prestează un serviciu și nu... se întâmplă lucrul ăsta, e o problemă. Dar să revenim la, pentru că este un subiect foarte important, să cumpără multe sute de milioane de produse anul ăsta de Paști, de fiecare dată și de Crăciun, trebuie să ne orientăm către locuri verificate, către locuri care sunt sub controlul autorității sanitar-veterinare și nu poate fi niciun fel de problemă. E adevărat că se întâmplă niște lucruri care nu sunt în regulă. Sunt miei care sunt ținuți congelați o perioadă foarte lungă, carcasa, și sunt decongelați și sunt vânduți. Sunt tot felul de situații ciudate. Ori... Astea congelați să apăreau în piețe pe vremea comunismului. Acum nu prea mai apar ăștia congelați. Da, avem legături. Alexandru, salut, ești în direct. Alo? Da, te ascultăm. Bună seara, Alexandru, mă numesc din București. Da. Domnul Barbu, cele două subiecte pe care le abordați dumneavoastră sunt de fapt unul și același subiect. Și problema candelelor și problema... Așa cred și eu, corect. Da. Eu mă mir că domnul Caraș, care este un om cu multă experiență și un om care este un luptător, eu mă mir că domnul Caraș nu-și dă seama că problema candelelor este aceeași problemă cu a mieilor și cu adânsului, cu lapte, cu produsele lactate. N-avem voie să-l dăm pe cara și în cadru, n-avem voie. Da, spuneți. Eu sunt un om al bisericii în sensul de credincios. Nu sunt preot, nu sunt. Sunt un om credincios. Vreau să vă spun că în istoria bisericii din România, multă, foarte multă vreme,
vânzarea lumânărilor a fost singura sursă de venit a preoților. Biserica și în ziua de astăzi, când o parte din salariile preoților este plătită de la buget, își face veniturile din vânzarea lumânărilor. Acum eu îl întreb pe domnul Caraș. Îl iau pe dânsul fiindcă este în platou, nu fiindcă am ceva personal cu dânsul. Domnul Caraș, dumneavoastră v-ați plâns, nu odată, că suntem invadați de produse săine din domeniul dumneavoastră. Știți cumva ce proveniență au candelele roșii? Vă spun eu, sunt venite din China. Nu vi se pare normal ca biserica să-și apere propriile fabrici de lumânări, de candele, și să le sugereze enoriașilor, credincioșilor, să vină cu produse ale bisericii, produse la noi în România? Domnul Alexandru, trebuie să vă dezamăgesc, și candele galbene tot din China sunt aduse. Nu. Vă înșelați. Bun. Vă înșelați. Puteți să-mi spuneți la ce fabrică sunt produse? Da, am eu numele fabricii. Fabrica Lumina, nu știu cum, a Bisericii Ortodoxe. Face candelele? Da. Așa? Eu cred că face numai lumânările, candelele nu. Nu știu, așa am citit. Nu știu, domnul Alexandru. Mai interesați-vă care... Deci, stați un pic, Alexandre, tu spui așa, candela galbenă aia care este oficială și recomandată, nu obligatorie, recomandată de biserică, e făcută în România, iar altă în China, așa zici tu? Eu așa știu. Am înțeles. Eu așa știu, poate că mă înșel. Dom'le, producătorul emisiunii l-a sunat pe purtătorul de cuvânt al Bisericii Ortodoxe Române fix acum 6 minute. Domnia sa ne-a spus că subiectul nu face audiență. Domnia sa crede că subiectul ăsta nu face audiență cu candelele și să trecem la alt subiect. Îi mulțumesc foarte mult, foarte mult domnului purtător de cuvânt. Are veleități de gazetar și eu cred că o carieră în televiziune, la emisiuni de televiziune, nu ar strica, pentru că nu e la îndemâna oricui să știe cine face audiență și cine nu face, subiect face. Acum, Tudor, vreau să-i spun lui Alexandru că pune foarte bine problema. Dacă Patriarhia ar fi spus, domne, noi avem 500 de angajați în cadrul în țară, la fabrici, și le producem și vă rugăm să le luați, că da, sunt de acord, dar nu să-mi spui că sunt binecuvântate și trebuie să le luăm pe astea galbene din cauza asta. Este o manipulare și o forțare. Nu, e o recomandare. Hai să o luăm ca o recomandare. Da, e o recomandare, da. Asta e. Dar eu te întreb, Alexandre, ce te faci? Alexandre, ce te faci dacă și astea galbene sunt făcute tot în China? Eu, din câte știu, sunt făcute în România. Nu știu. S-ar putea să mă încerc. Bine, mergem la următorul telefon, următorul telespectator, să vedem ce subiect alege. Ouăle de Paști sau problema cu biserica în prag de înviere? Bună seara, sunteți în direct. Alo? Alo? Da, vă ascult. Nu știu cum vă cheamă. Bună seara. Vă salut, domnul Barbu. Vă salut. Sunt un cetățean din Galați. Aș vrea să pun o întrebare domnului dinainte, care a spus că venitul bisericii este numai din vânzare de lumânări, din amplări, cu candele, cu încutare. Așa. Eu aș vrea să răspund pe domnul acela. De unde și până unde acești mai mari biserici au niște mașini de îngoase, din scade fața când vreau că se ordineve, au niște zile somptuoase de caz jos? De unde au acești bani și de unde atâta fonduri acest guvern îi bagă în continuu? Biserica Neamului, biserica Putare și acest guvern al nostru nu bagă într-un azil, într-un spital, nu avem vaccinuri pentru copii, menor copii în țara asta, domnule. Și bagi în biserici și ați văzut și dumneavoastră ce se întâmplă când plimbă niște oase, niște moaște, din orașe întregi devin mii și sute de mii de oameni. Cum poate asta acel om să spună că acești oameni vând lumânări și candele pentru biserici, domnule? E o aberație. Viorele, o să-mi permit să, cu permisiunea al Tudor Barbu, o să-mi permit să-ți răspund eu. De fapt, s-a și dat răspunsul în emisiune. Este o
să zicem, o înțelegere tacită între politicieni, sau, mă rog, probabil că să și fac discuții la un anumit moment între politicieni și biserică și se cade la o învoială și de aici neimpozitarea și business-ul foarte dezvoltat, neimpozitat și asta banii care merg către ei. Deci asta e răspunsul la prima. Domnul meu, ai pus mare, un cuvânt mare, să audă în seara asta, business-ul. Business-ul. Nu trebuie să pleacă din biserică, business-ul, domnule. Da, din păcate, din acum, știi cum e, nu trebuie să generalizăm, pentru că sunt foarte mulți preoți care s-au chinuit și au luptat pentru ca să ridice un locaj de cult într-o anumită localitate, au renunțat la multe lucruri să poată să facă un lucru. Nu trebuie să generalizăm, dar este adevărat ce spui. Poate au ajutat și ordinea, nu? Oamenii. Absolut, păi fără oameni nu poți face nimic. Sigur. Mulțumesc foarte mult. 2-3 minute de publicitate, oameni buni, și revenim în platou. Subiectul principal al emisiunii, operațiunea MOV, miel, ouă, vin, acum când Sfintele Sărbători se apropie, Sfintele Sărbători ale Paștelui, și când suntem pregătiți să cumpărăm, să vopsim și să mâncăm noi, cetățenii Republicii România, în jur de 150 de milioane de ouă. La telefon este liderul crescătorilor de păsări din această țară, domnul Van. Bună seara, vă mulțumesc că ne sunteți alături. Bună seara! Problema pe care o discutăm, nu știu dacă ați apucat să vă uitați un pic la emisiune, este legată de protecția fermierului român împotriva unei mafii a ouălelor din Europa, mai ales din cea periferic României, Polonia, Ungaria, un subiect. Și al doilea, cum îi sfătuiți pe oameni să se îndrepte atunci când cumpără ouăle pentru Paști, de așa fel, în magazine, la țărani, încât să fie sigur că pun pe masă în noaptea învierii ouă bune, ouă fără probleme pentru ei și pentru copiilor. Da, păi problema cu ouăle și concurența neloială de pe piața ouălor a fost sesizată de noi ca asociație de fermieri încă de anul trecut din vară, când am constatat că pe piață intrau ouă la prețuri foarte, foarte mici din țări membre ale Uniunii Europene, lucru anormal, erau cam jumătate din costul de producție. Și atunci ne-am sesizat, am făcut o analiză, am sesizat toate autoritățile naționale, chiar și pe cele europene, cerând măsuri de stopare a unor practici de încălcare a normelor de comercializare a ouălor. Domnul Van, cine trebuie să vă protejeze pe dumneavoastră și pe crescătorii de păsări din România, care sunteți cu cuțitul la beregată, ca să vorbesc metaforic, care sunteți vai de steaua voastră ca să rezistați pe piața europeană, cine trebuie să vă protejeze de ăștia care fac efectiv trafic de ouă în România, mai ales în țări comunitare și vecine nouă? Păi, așa cum și dumneavoastră ați sesizat, trebuie să ne protejeze autoritățile abilitate. Una dintre ele este Autoritatea Națională Sanitară Veterinară, care trebuie să verifice calitatea, prospețimea și modul de respectarea marcării și transportului, depozitării și comercializării ouălor. În urma sesizărilor noastre s-au făcut câteva controle, două s-au făcut anul trecut, ultimul în decembrie, unul s-a făcut anul ăsta între 27 martie și 17 februarie, tot la solicitarea noastră. Din fericire, la ultimul control pe care l-a făcut autoritatea în zona ouălor nu s-au mai găsit abateri grave, dar la cele două din anul trecut au fost într-adevăr abateri grave. Și cred că s-au și luat niște măsuri, pentru că în felul ăsta s-au mai limitat aceste abate. Foarte multă lume m-a întrebat și, știind că voi avea ocazia să vorbim la telefon azi, le-am spus să se uite la emisiune, ce culoare trebuie să aibă, după părerea noastră, sau după expertiză, nu după părere, ce culoare trebuie să aibă marcajul de pe ou pentru ca el să nu fie toxic? Culoarea vopselii trebuie să fie, în primul rând, vopsea trebuie să fie o vopsea alimentară. Nu. Marcajele de pe ouă, alea cu data de expirare, da, lotul. Da. Marcajele, eu știu ce vreți să spun, așa. Dar vopseaua cu care se face marcajul trebuie să fie o vopsea alimentară și nu este toxică. Problema este alta, că România este singura țară din Uniunea Europeană
care marchează pe coaja oului și DDM-ul, adică data durabilității minime, data până la care oul poate fi consumat fără niciun fel de pericol. Numai că ouăle care se aduc, România fiind singura țară care marchează și DDM-ul, practic toate ouăle care se aduc din alte state membre nu marchează DDM-ul în țara de origine, ci se marchează pe aici pe undeva cu altă culoare. Și atunci, ca să-ți dai seama că ouul nu este produs în România și că ar putea să fie un decalaj între data scrisă pe ou și data când s-a ouat oul respectiv, trebuie să verifici culoarea. Culoarea trebuie să fie aceeași. Este foarte puțin probabil ca în țara de origine să se marcheze cu o culoare și aici să fie aceeași culoare. Deci e culoare diferită sau locul este diferit amplasat DDM-ul pe ou. Deci asta este, adică nuanța. Stați un pic, domnul Van, stați un pic, e foarte important, e o informație de mare importanță. Deci, români, să fiți atenți la ce spune președintele crescătorilor de păsări. Dacă sunt, spuneți așa, două marcaje pe ou, nu? Nu. Deci ou, domn profesor, îmi cer scuze. Ia că n-am înțeles. Deci marcajul este făcut cu negru, dar se vede o diferență între nuanțe, că nu poți să nimerești același negru, că n-ai cum. Și când vezi că e o diferență de nuanță, l-ai și pus la loc și te duci deci un marcaj, stai un pic, un marcaj... Ia, bagă-mi, Alex, bagă și mie în plasmă un ou marcat cu marcajul la vedere, dacă găsești, să arătăm oamenilor. Da, domnul Van? Deci pe ou sunt două marcaje sau unul singur? Nu, pe ou toată Europa marchează cu un cod alfanumeric obligatoriu toată Europa. Noi, în plus, românii... Stop, oprește-te așa. DDM-ul. Ia, mai dă o dată, Alex, imaginea de alături și oprește marcajul la vedere. Da, domnul Van, spuneți. Deci noi marcăm în plus față de ce marchează Europa, noi marcăm și DDM-ul, adică scriem data durabilității minime pe coaja oului. Ouăle toate care se aduc din Europa nu au obligația să scrie în ferma de origine și DDM-ul. Dar nu, domn profesor, nu vi se pare o mârșăvie? Păi nu este în regulă, sigur că... Și autoritatea ce face? Nu e o mârșăvie? Adică ți-ai făcut tu Europa o șmecherie ca să poți să te plimbi cu ouăle până Europa cum vrei tu. Și nu, la nu, origine... Nu Europa, ci importatorii de aici, cei care fac importurile, ei marchează în țară la noi, marchează DDM-ul. Păi da, dar e legal. Diferența de culoare poate să trădeze faptul că ouul nu este marcat în fermă. Băi, da. Hai să ne uităm un pic la plasmă. Vă rog frumos, domnul Van. Avem un ou înmărit un pic, e adevărat. Eu nu sunt în fața televizorului. A, bun. E un marcaj, are două rânduri. Un rând superior și un rând inferior unde este data de expirare. Exact. Ele spuneți că vin din străinătate, vin doar cu partea de sus și deci aia de jos. Obligația tuturor fermierilor din Europa este să scrie doar marcajul de deasupra. Românii, benevol, voluntar, scriu și DDM-ul. Am înțeles. Și dacă diferă culoarea, înseamnă că sunt ouă posibil ținute în camere frigorifice, congelate și redatate. Da, sunt datate aici în țară, fără să se mai știe exact data oatului. Am înțeles. Deci nu sunt proști. Nu marchează fermierul cu roșu și îi scriu cu negru. Nuanțele. Nuanța culorii. E Altă întrebare, domnul Van. De ce nu sunt... Uitați-vă puțin aici. Acum avem cel mai tare avem, dar nu... avem exact maniera de marcare. O aveți în ecran, în jumătatea din dreapta ecranului. Domnul Van, de ce nu se obligă statul român sau dumneavoastră, de ce nu faceți demersuri ca pe alea care au fost congelate să fie marcate? Nu, ouăle nu se congelează. Deci ouăle nu se mai conservă prin frig. Dar ele se vând în maxim 28 de zile de la data ouatului. Din acest motiv se scrie și DDM-ul și acel marcaj de deasupra DDM-ului este de fapt trasabilitatea oului. Un consumator de ou care, constată că oul care l-a spart nu este tocmai în regulă, ia coaja oului, se duce la ANPC și reclamă și în 5 minute a aflat care este ferma care l-a produs. Cât de mare este cantitatea, domnul Van, cât de mare este cantitatea de ou care sunt aduse în România din țările vecine la prețuri nefirese de mici? Anul trecut am avut o problemă, s-au importat circa 200 de milioane de ouă din țările membre, 82% au fost aduse numai din Polonia. De fapt, cele mai mari probleme le-am avut cu ouăle aduse din Polonia, când în plină vară au fost depistate nereguli. Autoritatea Națională Sanitară Veterinară a depistat multe nereguli. Zic, Costel. Domn profesor, este un aspect foarte important peste care nu vreau să trecem ușor. Deci, practic,
fermierul român și-a luat o sarcină și și-a asumat un risc, practic. Voluntar. Exact. Voluntar. Asta trebuie să o știe cumpărătorii din România, ca să apreciați atunci când cumpărați sinceritatea producătorului din România. El a spus, domnule, eu în momentul în care l-am scos, a fost o oat și l-am ștanțat, eu ștanțez și data de expirare din start, nu-l țin într-o magazie. Dar eu nu înțeleg altceva, Costele, domnul Van, domnul profesor, iertați-mă, eu nu înțeleg cum acceptă... Cum acceptă Europa? Așa e lege, nu, nu știi ce vreau să întreb, nu te grăbi, Costel. Cum acceptă neamțul, franțuzul, spaniolul ca la el acasă să nu fie pusă data? Da, legea, legislația europeană nu obligă. Nu obligă să pui DDM-ul. Noi, la momentul când trebuie să marcăm cu coaja oul, toate aceste elemente, am hotărât la nivelul asociației că este bine ca românii să scrie și DDM-ul pentru a fi mai sigur că, mă rog, în viață nu se strecoară lucrurile. Deci români, vă rugăm din toată inima, pentru că știm despre ce e vorba. Cumpărați ouă românești, pentru că ele este clar că nu sunt ținute o perioadă aiurea într-un depozit și îi pun data de expirare numai când îl scot în piață, ca să te păcălesc, să te induc în eroare, el se uită la data. Și de unde știe românul care e ou românesc? Păi după scrie ce? Pe el, uite, trei ouă. Scrie acolo, trei ro. Care sunt? Păi nu vezi, uite, scrie mare, trei ro. Deci, atenție, foarte tare, abia acum am văzut. Domn profesor, sus, pe primul rând, scrie așa, trei ro, A, G, mă rog. Uitați ce însemnează, pe primul rând să scrie o cifră care înseamnă 0, 1, 2 sau 3. Da. Sistemul de creștere a găinii. 0 este ecologic, 1 e găină crescută în aer liber, 2 e crescută în hală închisă, dar liberă, și 3 e crescută în cuști. Foarte tare. Ro înseamnă România. Opriți-vă aici, domn profesor, că îi pierdem pe români. Deci, oameni buni, informație care pentru mine e nouă, probabil că și pentru mulți dintre voi. Prima cifră de pe ou, luați ou și uitați-vă, pe rândul de sus este cifra 0, cifra 1, cifra 2, cifra 3. De la 0 la 3 înseamnă calitatea oului. Cel mai bun, cel mai bio, găina cea mai liberă și cea mai cu grăunțe e 0. Ăsta la altul ținut, găina ținută în hale și aia, e 3. Și după aia, ro, ca la numerele de la mașini, înseamnă România. Zic bine, domn profesor? Exact. Următoarele două litere înseamnă județul. Argeș, și în cazul nostru? Da, și ultimele trei cifre este codul fermierului. Am înțeles. Deci, originea oului o știi pe, nu se știe găina. Băi, care Costele, a ouat ou. Uite, doar găina nu se știe, dar ferma și... În rest se știe tot și... De unde provine ouă. Dacă ne străduim puțin români, vă spune și găina care a ouat, numai luați ouă românești, pentru că, în primul rând, susțineți fermierii români și angajați din fermele din România. România. Bravo, Costel, ai făcut un lucru minunat, jur. Împreună cu domn profesor. Tu împreună cu domn profesor Van ați făcut un lucru minunat, în sfârșit... M-a ținut de cuvânt, domn profesor, m-ați ajutat să învățăm pe român cum să cumpere ouă de Paști. Încă o dată, vreau să vă audă lumea pe dumneavoastră, care sunteți șeful crescătorilor de păsări și implicit al ouătoarelor ăstora, al găinilor, să le recomandați românilor de ce anume e de preferat să cumpere ouă care, după prima cifră, să scrie ro, adică să fie românești. Trebuie să cumpere ouă din România pentru că sunt ouă sigur proaspete, în primul rând. Ele au garantat perioada de care se scrie pe DDM-ul, pe coaja ouului, este garantat. Ouăle nu sunt conservate, sunt ouă care se vând în maxim 28 de zile de la data ouatului, respectă toată legislația sanitar-veterinară și de calitate din Europa, fermele sunt moderne și dotate, furajarea păsărilor este făcută numai cu cereale și cu proteice vegetale. Deci, practic, nu există niciun motiv să refuz să cumperi ouă din România. Însă trebuie ca și toți consumatorii să fie atenți la aceste date care se marchează pe ou și să, mă rog, accepte să cumpere... Domn profesor, ultima întrebare, dar fiți atenți că e cea mai grea. Luni n-am cum că am deja invitații stabiliți tot pe tema asta, cum să învățăm pe români să mănânce sănătos în perioada de Paști, să nu cumpere prostii, să nu dea banii pe lucruri aiurea. Marți, miercuri sau joi? Promiteți că veniți la B1 la mine la emisiune să discutăm tamam, dar până joi, că joi deja lumea vopsește ouăle, domn profesor. Da, de acord, sigur. Adică mi-aș dori... De ce? Pentru că informațiile astea venite de la mine sau de la Costel Caraș, mă rog, la Caraș mai e cum mai e, că el e fermier, dar el e cu Holstein, cu vacile. Dar când vine din gura unuia care chiar conduce Uniunea Crescătorilor de Păsări, ele sunt receptate de publicul B1 TV mult mai bine. Marți sau miercuri vă aștept la emisiune, e bine?
De acord. Cu drag vă mulțumesc în numele telespectatorilor noștri. Grigore, la Iași ești în direct. Bună seara. Trăiți, bună seara. Zi, Grigore. În problema mielul de Paște. Te rog. Vă rătăciți. Nu cunoașteți Sfânta Scriptură. Cel puțin aveam pretenții la Caraș. La scrisoarea 1, Caraș. Notați-vă, da, da, spun eu. Notați-vă, spun, ca să nu uitați. N-am pix, dar am încă memorie bună, te rog. Da. La scrisoarea 1 a Corinteni, a Sfântului Apostol Pavel, capitolul 5, spune așa, versetul 7. Măturați aluatul cel vechi, ca să fiți o plămădeală nouă. Cum și sunteți fără aluat, căci Hristos, Paștele nostru, a fost jertfit. Să prăznuim, dar praznicul cu un aluat, nu cu un aluat vechi. Ce înțelegem noi de aici? Cu trimiterile ulterioare care sunt, ajungem la ceea ce am spus dumneavoastră mai devreme, că scoaterea poporului din Israel, din Egipt, era mielul. Și după aia mielul lui Dumnezeu a fost Hristos, care a venit și a fost jertfit pentru noi. Eu asta am spus, ce am spus altceva, Grigore? Corect. Numai că a fost... Bă, dar e o corect tradiție. E frumos pentru că să leagă faptul că în noaptea învierii, în noaptea dinainte, în ziua de după înviere, se pune pe masă mielul, este un simbol și un lucru cu totul și cu totul special. Eu nu cred că nu e o treabă bună asta. Mulțumesc mult, Grigore. Bună seara! Sunteți în direct, vă ascult. Alo? Da. M-auziți? Nicolae, da, din Suceava. Vă ascult cu drag. Ce vreau să dau o replică la domnul Cioban Ghiță. Problema este în felul următor. O oaia, dacă nu este tratată toamna, el agalbează, intră, gălbează în miel înficat. Singura boală care este posibilă la miel, dar nu contează că carnea nu se poate consuma. Și după ce pot cunoaște, că ați întrebat atâtea ori oameni din toate părțile să explice la lume ce miel să aleagă. Ia o secundă să-l ascultăm și pe Ciobanul Ghiță. Nu, vă dau eu ce am zis, spun după aceea Ghiță are să vorbească. Eu nu închid telefonul. Bine, bagă. Mielul, în primul rând, trebuie să fie gras. Că dacă oaia persistă, gălbează întrânsă, ea obligatoriu nu are cu ce hrăni mielul. Și chiar dacă se transmite din oaie, gălbează în miel, că se transmite, înțelegeți. Și aceea se poate decifra în ficat. Singura problemă care este. Dar nu este că nu poate să fie consumat. Nu afectează organismul omului. În primul rând, trebuie să pui mâna pe miel, să ridici în sus dacă nu cade lâna de pe el. În al doilea rând, să fie gras. Astea două condiții. În al treilea rând, ca să după ce îl taie, să uite la ficat, acolo degeaba vorbesc că trebuie un specialist. Bine, vreau să vă pun o întrebare. Dar așa să vedem ce zice Ghiță. Vreau să vă pun o întrebare. Vreau să sunteți oier sau ce sunteți? Da, domnul Ghiță, poftim. Sunteți oier? Bă, da, meserii oier. Nu, am vrut să mă întreb că sunteți oier sau păi, dacă da, sunteți după, oier. Puteți să-mi spuneți mie, un cioban, oier adevărat, nu de ieri de astăzi, de tată în fiu, își lasă oile netratate? Asta am vrut să ajung, dar am uitat să omis, că orice cioban, da, bună întrebare. Orice cioban, a doua problemă, da, să răspundeți. Știți cât e boiat poate să aibă o oaie? Stați o secundă. Orice cioban are interesul lui să trateze oile, că dacă nu le tratează peste iarnă, le pierde ce peste vinovare. Spui dumneavoastră că nu știu ce a spus oaia, mielul nu e bun de mâncat. N-am zis că nu-i bun de mâncat, mielul e bun de mâncat. Mă refeream de ficat și acela se poate consuma. Dar singura problemă, poate n-ai înțeles matale ce am zis și eu, singura problemă care e cu ficatul, dar și acela se poate consuma. Și nimeni nu știa cum să-i explice. Păi, dacă vezi că cade lâna de pe oaie, păi normal că e bolnavă de galbează.
Și atunci s-ar putea trebui să nu dai tratamentul la fatare. Domnule, un med poate să fie sănătos, deci să mănânci când vrei. S-ar putea ca ficatul să aibă pete pe el. Asta înseamnă că l-a fătat oaia prima zi, a două, trei zile, să fi răcit mielul. Acel ficat nu se mănâncă, cum spui dumneata, e corect. Păi, și n-ați explicat-o acum. Da. Și în general, 99% din cumpărătorii care cumpără miel de Paște vrea să facă drop. Păi, Nicolae, n-am explicat-o că a fost cu lumânările, că văd că... Păi, hai bă, lasă că e zighiță. Stai așa, Nicolae, zighiță. Hai bă, bine, lasă, că am înțeles. Eu stau de când ați pornit să iată, stau de când, cum am prins eu, dar eu mă refer la ceea ce mă pricep. Lumânările au treabă valor. Nicolae, am și o întrebare. În București, un milion și ceva de 2 milioane de oameni cumpără de la supermarket. N-au posibilitatea să ridice mielul în sus să vadă dacă o să cadă lâna după el. Eu te întreb. Da. Sunt în galantare miei care bubuie de ce grași sunt. Da. Dar sunt hrăniți, aduși după afară, ținuți cine știe cum și hrănița. Poți să compari un miel din ăla cu un miel care a mâncat numai iar, care a suc de la măsa și a mâncat numai iarbă? Am înțeles. Vă să mai pun o întrebare. Cât îi cade lâna după oaie? Păi bun, lasă să răspund la domnul Caraș. Hai, răspunde-l, domnul Caraș. Domnul Caraș, dacă cumperi din magazin miel, cea mai mare prostie posibilă. Du-te la cioban acasă, înțelegi și cu el la preț și îți alegi ce vrei. Că păi, omul Nicolae, care ține animalul are grijă să-l trateze și să fie corect și bun. Păi bun, dar tu cum vezi 2 milioane de oameni ieșind din București din săptămâna dinaintea Paștelui să o ia pe la stâne și pe la... Deci... E greu. Mulțumesc, Nicolae. A fost un dialog interesant, iar discuția despre ficat și despre petele de ficat pe care tu și cu Ghiță le-ați povestit oamenilor e încă un indiciu ce să nu facă sau ce să facă. Mergem la ultimul telefon din emisiunea de azi la Bacău. Răzvane, te ascult, ești în direct. Doamne ajută, bună seara, mă bucur că am putut să intru în emisie cu dumneavoastră, vă apreciez de când sunt mic, vă știu de la TVR, vă felicit pentru toată activitatea prodigioasă. Mulțumesc mult. În legătură cu subiectul temelor, ca să zic așa, atât mielul cât și ouul sunt simboluri pascale, le știm din Sfânta Scriptură. Oul este un simbol precreștin și trebuie să-l luăm ca atare, pentru că a fost împrumutat. În privința mielului, avem o altă referință biblică, la Isaia 53, la profetul Isaia, care spune că ca un miel spre junghiere s-a adus și ca o aie fără de glas, așa înaintea celor care l-au jertfit, nu și-a deschis gura. Este un temei scripturistic foarte important și de aceea noi ne raportăm la jertfa Mântuitorului. Astăzi, mai mult ca oricând, nu prea mai vrem să ne mai jertfim, indiferent de care ne sunt conducători, atât din punct de vedere religios cât și politic, ar trebui să ne întoarcem un pic la cuvintele Mântuitorului și să spunem că de noi vom întoarce și nu vom fi ca pruncii, nu vom putea intra în împărăția cerului. Auzi, Răzvane, tu ai să te duci să-ți cumperi carne de miel, tu, familia, pentru Paște acum? Da. Cum? De unde te duci să cumperi? Păi am să încerc din mediul rural, de la un cunoscut. De la niște prieteni de lângă Bacău, dacă de la tine. Era niște prieteni, pentru că am mai mare încredere în privința. Da, de ce nu te-ai încredere în mielul din magazin? Sunt puțin mai sceptic, având în vedere că am mai avut prieteni care s-au păcălit, s-au îmbolnăvit și așa mai departe. Îi place să-i taie în fața dânsului. Dumnealui îi place să taie mielul, să vadă când îl taie proaspăt. Mulțumesc foarte mult. Nu neapărat. Și aș vrea încă un subiect să mai atac, așa, în legătură cu cel referitor la biserică, că spunea Sfântul Apostol Pavel că trebuie să ascultăm de mai mari noștri, indiferent de poziția dânșilor, pentru că ei sunt datori să privegheze pentru sufletele noastre și să dea seama pentru ele. Mulțumesc foarte mult. Pe final de emisiune, Ghiță, vreau să te întreb, cum e să fii Constanțean, Macedon, mi-a spus Costel că ești de generații întregi, oier. Da, de când s-au născut părinții mei din Grecia, din Macedonia, de unde ne tragem. De câte sute de ani? 100 și ceva, 200 de ani? Păi eu cred că sunt al 300 de ani. A 300 de ani de oieri. Deci tata, bunicu a murit prima dată la 98 de ani și tata a murit la 102. Dumnezeu și eu la următoare mă apropii și cum un astfel de macedon cu astfel toți de bune, cum v-ați mutat voi aici lângă București? Toți macedonenii pe vreme se ocupau mai cu zootehnie, cu oi. Așa e.
Așa e, nu că o spun. Da, dar știe toată lumea. Întrebați orice machiavel. Dacă, cum a ajuns, Costel, dacă îți povestește, când a fost ajuns cu deportările, când îi... Când nu, mă, cum a ajuns din... Păi de ce? Că Macedon foarte mult sunt și în Dobrogea. Păi stai Dobrogea, puțin. Acolo sunt cei mai mulți, sunt în Constanța. Nu, dar cum ai ajuns acelea lângă București? Două județe. Cum ai ajuns cu ferma aici lângă București? Că ești, tu ești unul lider, din lider zonal București. Dacă m-ați întrebat, o să vă răspund. Te rog. Când a început colectivizarea în România, primele atunci erau regiuni. Primele două regiuni, Tulcea și Constanța, acolo s-a făcut, alea s-au declarat primate colectivizate. Și s-a apropiat colectivizarea de comuna noastră. Și tata avea niște relații până la București, care aducea mei de pace, le dătea buza la negustorii. Și a venit pe ăștia, s-a consultat cu ei și într-o noapte am fugit cu toate oile, cu căruță, cu cai, cu bunicul, cu ciobanii, cu tot. Și umblam, mergeam numai noaptea și ziua stăteam ascuns și într-o pădure. E poveste superbă. Până am ajuns la Hârșuva, nu era podul la Hârșuva. S-a terminat emisiunea, că n-am știut, dacă știam te întrebam mai devreme. Reclamă, publicitate, trebuie să luăm publicitate, că ne luăm salariile, Ghiță, iartă-mă. Îți promit că o să te invit altă dată să vorbim despre cum ai ajuns. Să spun, domnule, acum. N-au că începe emisiuni, mă dau ăștia afară, că e o poveste frumoasă, să bage peste noi publicitate. Cel mai frumos lucru. Vin să-mi cer iertare, publicitate. Noi ne revedem după un weekend minunat împreună la B1 TV, ne vedem luni la ora 18, toate cele bune.